Pereți cu igrasie și toalete inexistente, așa își vor găsi școlile mii de elevi din toată țara, o poveste care se repetă an de an. Autoritățile nici măcar n-au habar câte școli funcționează fără autorizație. Noroc că începerea anului școlar a fost amânată, doar așa, pe aici, pe acolo, se mai poate cârpi câte ceva. Pentru 20 de copii din localitatea mureșanele Ordeni, toaleta rămâne un fel de piesă de muzeu. Deși baia e gata, apa curentă lipsește. Așa se face că an de an școala se deschide cu autorizație sanitară temporară. Unde e baia? Baia nu este aici la școală. Și care este baia? Aici este WC-ul. Deci acolo merg copiii. Da, da. Măcar ei au o școală. Într-o comună din Suceava, elevii vor învăța la Căminul Cultural. Clasele sunt separate cu paravane din lemn, instalate chiar de părinții elevilor. Orice colț al țării am alege, situația este aceeași. În județul Hunedoara, 30 de școli se deschid fără autorizație sanitară. Mai grav este că toate au avut aceeași problemă și anul trecut. Cele în care nu au autorizație sanitară de funcționare, riscul este maxim. Iar atunci responsabil, și așa și funcționează, pe responsabilitatea directorilor acelor unități și a primăriei. Am fi tentat să credem că școlile din capitală nu au nicio problemă. Eroare. De-aia nu primesc autorizație, că astea nu au cum să le folosesc și atunci folosim dincolo, un pic mai închesuiți ca și acasă, cu zugrăvești. Școala 93 este doar una din cele 30 de școli din București care își vor deschide porțile fără aviz sanitar. Nu are probleme de igienă, dar lucrările de reabilitare nu s-au încheiat. Alte școli stau și mai rău. 11 școli sunt în acest moment lucrările sistate bei. Sunt școli în care se funcționează parțial. O treime dintre școlile bucureștene au probleme cu semnalizarea rutieră, de exemplu în acest spațiu, un marcaj care ar trebui să avertizeze pe șoferi că se află într-o zonă cu școală este șters și mai mult decât atât, spațiul a devenit loc de parcare. Poliția rutieră spune că va rezolva problema în cel mai uman mod cu putință. Zeci de agenți de circulație vor patrula în jurul școlilor. În acest moment, nici Ministerul Educației, nici cel al Sănătății nu știu exact câte școli din țară au probleme de igienă sau infrastructură. La aproape o lună de la încheierea